Bun, 82 este una dintre acele numere care va fi puțin enervant, dar nu foarte tare. Ideea e că în acest număr cred că montăm și ușa pe, da, pe caroserie. Așa că haideți să ne apucăm de treabă. Avem foarte multe șuruburi, unele în plastic, unele nu. Și încercăm să desfacem blisterul. În primul rând vom adăuga acest ornament și vom fi puțin atenți să vedem unde vine. Și se pare că l-am prins din prima. Nu se poate pune invers pentru că... Opa! Ia să vedem. Așa. Dacă îl punem invers, foarte puțin va sta în afară, într-o parte. Și de aceea trebuie să fim atenți când îl montăm. Următorul pas este să folosim un șurub EM, fiindcă vom pune sistemul de închidere a ușii. Avem nevoie de piesa aceasta, asta neagră și de arc. Știm bine că numărul trecut a cam zburat. Trebuie să punem arcul pe partea mai lungă, piesa asta orientată cu partea plată spre stânga, care va veni în jos, și vom încerca să aducăm toată piesa asta în gaura de jos. În continuare trebuie să adăugăm balamalele. Folosim șurub PM. Și atenție din nou, partea cea mică vine la ușă, deci piesa asta, și L-ul trebuie să fie în sus, deci orientarea este aceasta. Bun, după ce am montat toate astea, urmează marriage-ul. Trebuie să unim partea aceasta cu partea cealaltă. În primul rând, haideți să încercăm, trebuie să fim atenți ca acest geam, partea aceasta, să reușim să-l introducem în partea de ghidaj. Bun. Și în primul rând vom folosi un șurub GP. Vom continua cu 3 șuruburi BM ca să fixăm ușa. În continuare vom folosi șuruburile astea minuscule, sunt șuruburi SP, 3 bucăți, și le vom pune în ușa ca să prindem ghidajul corect. Bun, și în ultim pas vom folosi șuruburile BM ca să prindem toată ușa pe caroserie. Sunt 2 șuruburi BM și haideți să vedem. Mică mare atenție, deoarece nu prea putem să rostogolim mașina pe o parte, fiindcă pe partea cealaltă avem oglinda, pe partea aceasta încă nu avem. Așa că vom adăuga ușa.
Perfect. Ușa se deschide de la mâner foarte ușor. Se și închide și rămâne închisă. Ok? Și geamul și el, teoretic, este funcțional. Bun. Când ridicați geamul, trebuie forțat puțin să intre în locul lui și după aceea va urca și va coborî cum trebuie. Acesta a fost numărul 82. Haideți să trecem la numărul 83.